Bună ziua! Mă numesc Pellegrini Lillo și azi vom discuta despre teorema lui Pitagora, mai exact o metodă de a demonstra teorema lui Pitagora. Resursa pe care o propun este la disciplina matematică pentru clasa 7-a. Să vedem această demonstrație. Teorema lui Pitagora a fost demonstrată de foarte mulți matematicieni pe parcursul timpului. Demonstrația pe care vă prezint azi este atribuită matematicianului și astronomului persan Abul Vafa, care deja la sfârșitul secolului al X-lea a făcut această demonstrație, dar s-a pierdut pe parcursul timpului și a fost redescoperită de Henri Perigal în secolul XIX, când el a și publicat-o. Să vedem această. Vedeți această demonstrație în acel videoclip. De fapt, demonstrația se bazează pe ideea că vom decupa unul dintre pătratele desenate pe cateta triunghiului dreptunghic în așa fel ca împreună cele două să ne dea aria pătratului mare. Știm că teorema lui Pitagora zice, într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei, adică aria acestui pătrat este egală cu suma arilor celorlalte două pătrate. Să vedem matematica din spatele acestei demonstrații. Cum puteți și voi să faceți? Pornim de la un triunghi dreptunghic ABC, unde unghiul B e de 90 de grade și desenăm, construim câte un pătrat pe fiecare dintre laturile triunghiului ABC. După ce am construit aceste pătrate, la pătratul pe care l-ați construit pe una din cele două catete, să marcați centrul pătratului, adică desenăm diagonalele. După ce am pus în evidență punctul O, prin acest punct O ducem o paralelă cu ipotenuza triunghiului ABC. Pe această paralelă vom construi perpendiculara ML și deja în acest fel am obținut cele două tăieturi. Pătratul verde se va decupa pe aceste două segmente, JK și ML. Patrulaterele pe care le-am obținut sunt congruente. Aici le vedeți și cu culori diferite, ca să fie mai ușor să le recunoașteți. Cele patru patrulatere sunt congruente. Să vedem. Patrulaterul galben, patrulaterul albastru, patrulaterul verde și patrulaterul roșu s-au dus la locul lor și mai urmează pătratul mov. Observăm că într-adevăr s-a obținut pătratul construit pe ipotenuza triunghiului. O elevă de clasa 7-a a și făcut un filmuleț cu această construcție. Vă invit să faceți și voi, să verificați dacă într-adevăr vă iese și vouă. Etapele construcției vi le-am zis aici. Deci, prima dată a decupat triunghiul dreptunghic. După ce a decupat triunghiul dreptunghic, a construit 5 pătrate în total, câte două pătrate congruente pentru cele două catete și respectiv un pătrat cu latura egală lungimea ipotenuzei.
Acum construiește cel de-al cincelea pătrat. După ce aveți toate aceste pătrate și triunghiul dreptunghic, marchează segmentele care trec prin centrul pătratului, observați cum reușește, și desenează cele două linii unde trebuie să facă tăietura. Decupează cele patru latere și, după cum vedeți, așezându-le peste pătratul roșu, am reușit să demonstrăm teorema. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!